Scene la limita grotescului s-au derulat pe străzile orașului grecesc Lamia. Mai mari biserici ortodoxe de aici au hotărât să orchestreze o procesiune religioasă aparte. Episcopul Tavmakos Kalinikos, care a murit acum 10 zile la vârsta de 91 de ani, a fost îmbrăcat în haine de sărbătoare, urcat pe un tron și inițial expus în biserică. Apoi tronul cu episcopul mort a fost plimbat pe străzile orașului. Oricât de ciudat ar fi, credincioșii din Lamia n-au văzut nimic nefiresc în plimbarea episcopului mort pe străzi, ba chiar s-au alăturat alaiului.